Domn polițist, omul acela vinde vin în spatele dumitale, îți pare acceptabil băuturi alcoolice în stradă? Iată în geanta aceea. Ce credeți că expune el acum? Dar ce e acela? E must? Domn polițist, nu vă bateți joc de lege. Nici acela nu-i șofer de taxi și mașinile celea nu au nici aparat de taxat. Cum nu sunt? Sunt cetățean, sunt cetățean. Unde scrie că trebuie să port caschetă? Unde scrie? Unde scrie? Domn polițist, acela vinde vin, acela practică taximetrie și staționează ilegal pe stradă. Da, o expus vinul adineauri. Nu vei rușine. Sunteți complici la ilegalități. Sunteți complici la ilegalități, domn polițist. Acela practică taximetrie ilegal, ăștia vând produse agricole în stradă, acela vinde vin, mai la Valea ce vând, aceilalți vând spirit de la Tiraspol. Și dumneata ești complice cu mafia asta, ești complice. Ia uite, ce are, crezi că are femeia asta acum acolo? Boia, ce e aceea? Păi hai să testez, eu spun că e alcool. Hai să faci, hai să faci. Nu consum nici eu, dar vin, dar vinde alcool în stradă. De ce l-o ascuns? De ce l-o ascuns? Vinde alcool. Domn polițist, te compromit și dumneata și toată poliția și noua guvernare. Te-ai făcut de râs. Și acela avea 20 de litri de vin și aceia iau rachiu de la Tiraspol și stau la spatele dumitale și vând. Dumneata ia aperi. Dumneata ia aperi. Rușine să-ți fiți. Faci de râs și Poliția Națională și pe noua guvernare. Meriți dat afară. Ia uite, mașini de taxi stau în poarta pieței. Taxi ilegal, neautorizat, cu complicitatea polițaiului care stă în intersecție și îmi spune că eu n-am caschetă, că merg cu trotineta. Și ar trebui să mai am epoleți sub haine ca voi. Ce ai, măcă, acolo? Și e ceala. Și ceala-i vin. Și nu-i spui la polițist că vin, vin, că el nu-ți dă voie, e ilegal. Și moșul vin de vin și e ilegal. Și aici tovarășii vin rachiu. Și aici tovarășii vin rachiu. De la Tiraspol. Ilegal. Și polițaiul se face că nu vede. Gata, au plecat de vale. Mafia cu epoleți. Talharilor. Rău făcut, a încălcat legea.